Salutare, prieteni! Știați că Europa este cel mai mic continent, dacă nu numărăm Australia, și cel mai dens populat? Mai mult de 700 de milioane de oameni trăiesc în Europa, răspândiți în 42 de țări independente, dintre care unele sunt mari, precum Rusia, Ucraina, Franța sau Spania, iar altele foarte mici, precum Liechtenstein. Vă invit să aflați mai multe despre Europa și România din lecția de geografie care începe chiar acum. Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit la o nouă lecție de geografie. Eu mă numesc Bogdan Petre, sunt profesor de geografie la Colegiul Național Gheorghe Lazar și la Colegiul Național Matei Basarab din București. Dacă până acum, împreună cu colegii mei, am încercat să vă facem un tablou cât mai clar legat de partea fizico-geografică a Europei și implicit a României, de astăzi înainte vom pătrunde în cealaltă parte a geografiei, respectiv în sfera geografiei umane și economice, motiv pentru care vom începe astăzi harta politică a Europei, iar în a doua parte a lecției vom vorbi și despre România ca stat al Europei. Așa cum spuneam, vom începe cu harta politică a Europei, iar pentru acest lucru avem nevoie de câteva clarificări conceptuale, și anume, harta politică redă totalitatea statelor și a teritoriilor dependente existente la un moment dat, fie la scară planetară, dacă ne referim la harta politică a lumii, fie la nivel european, dacă ne referim la harta politică a Europei. Și că tot am vorbit despre Europa, trebuie să știm că în prezent există 46 de state independente în continentul nostru. Propun să vedem în continuare câteva dintre principalele modificări ale hărții politice a Europei după anul 1989. Vom începe cu reunificarea Germaniei într-un singur stat, după care un alt, un alt eveniment major a fost uh, determinat de dezmembrarea republicilor sovietice socialiste și apariția a 15 state noi dintre care pe teritoriul Europei putem aminti Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Republica Moldova, dar și țările Baltice, Estonia, Letonia, Lituania. De asemenea, un alt eveniment care a marcat harta politică a Europei este dezmembrarea pașnică a Cehoslovaciei și apariția a două state noi, respectiv Cehia și Slovacia. Un alt eveniment care a dus la modificarea hărții politice a Europei este dezmembrarea fost de Iugoslavii și apariția a altor câteva state noi, printre care și Serbia, țară vecină României în partea de sud-vest. Revenind spre zilele noastre, putem discuta și despre situația peninsulei Crimea, care a trecut din componența Ucrainei în componența Federației Ruse. De asemenea, un alt eveniment este modificarea denumirii de Macedonia în Republica Macedonia de Nord, începând cu anul 2019. Și ultimul eveniment care a dus la modificarea hărții politice a Europei este faptul că Olanda își schimbă denumirea și devine astfel Regatul Țărilor de Jos începând cu anul 2020. Mai departe, trebuie să clasificăm statele după forma de guvernământ. Așa cum probabil știți, în continentul european majoritatea statelor sunt republici, respectiv în număr de 34, San Marino fiind cea mai veche republică din lume. Alte nouă state au ca formă de guvernământ monarhia de tip constituțional. Discutăm despre Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Belgia, Țările de Jos, fostă Olanda, Luxemburg, Danemarca, Norvegia, Suedia și Liechtenstein. Două state europene sunt considerate principate, respectiv Monaco și Andorra. Andorra fiind practic un coprincipat, condus pe de-o parte de președintele Franței, iar pe de altă parte de episcopul de Urgel, aceștia fiind coprincipi. Și, bineînțeles, trebuie să discutăm și despre Vatican, care are ca formă de guvernământ teocrația, papa fiind conducătorul statului. Mai departe vom discuta despre grupările regionale de state. În cadrul Europei se disting 5 astfel de grupări regionale și vom începe cu Europa Nordică. Putem vedea pe această hartă statele componente Europei Nordice și propun să le luăm pe rând. Vom începe cu Islanda, cu capitala la Reykjavik, mai departe Norvegia, cu capitala la Oslo, Suedia, cu capitala la Stockholm. Finlanda cu capitala la Helsinki, de asemenea Danemarca cu capitala la Copenhaga, și țările Baltice, respectiv Estonia, Letonia și Lituania. Estonia având capitala la Tallinn, Letonia la Riga, Lituania la Vilnius. Mergem mai departe și discutăm și despre Europa Vestică sau Atlantică. De ce îi se spune Atlantică? Este limpede de ce: majoritatea statelor de aici au deschidere la Oceanul Atlantic sau la mările sale componente, toate, mai puțin statul Luxemburg. Așadar, haideți să vedem care sunt acestea. Vom începe cu Irlanda, cu capitala la Dublin, continuăm cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu capitala la Londra, Franța cu capitala la Paris, de asemenea Belgia cu capitala la Bruxelles. Regatul țărilor de jos cu capitalele la Amsterdam și la Haga, și de asemenea Luxemburg cu capitala la Luxemburg. Mergem mai departe și ajungem în Europa Centrală, unde discutăm despre 10 state componente, respectiv Germania cu capitala la Berlin, Elveția cu capitala la Berna, Austria cu capitala la Viena, Liechtenstein cu capitala la Vaduz. Polonia cu capitala la Varșovia, Cehia cu capitala la Praga, Slovacia cu capitala la Bratislava, Ungaria cu capitala la Budapesta, România cu capitala la București și ultima, Republica Moldova cu capitala la Chișinău. Mai departe, trebuie să amintim și despre spațiul Europei estice sau continentale. Discutăm despre trei mari state aici, respectiv Ucraina cu capitala la Kiev, Belarus cu capitala la Minsk, și Federația Rusă cu capitala la Moscova. Și ultima grupare regională despre care vom vorbi este cea a Europei Sudice sau Mediteranene. De ce îi se spune Europa Mediteraneană? Pentru că majoritatea statelor de aici au deschidere la Marea Mediterană. Vom începe așadar cu Portugalia, cu capitala la Lisabona, mai departe Spania, cu capitala la Madrid, Andorra, cu capitala la Andorra la Vela, Monaco, cu capitala la Monaco, Italia cu capitala la Roma, Vatican cu capitala la Vatican, San Marino cu capitala la San Marino, Malta cu capitala la Valeta. Discutăm despre un stat insular. De asemenea, Slovenia cu capitala la Ljubljana, Croația cu capitala la Zagreb, Bosnia-Herzegovina cu capitala la Sarajevo, Serbia cu capitala la Belgrad, Muntenegru cu capitala la Podgorica, Macedonia de Nord cu capitala la Skopje. Albania cu capitala la Tirana, Bulgaria cu capitala la Sofia, Grecia cu capitala la Atena și, ultimul, Cipru cu capitala la Nicosia. La finalul părții de hartă politică, propun să aruncăm o privire asupra spațiului european, delimitat cu fiecare stat în parte. Federația Rusă, așa cum se poate observa, este cel mai extins stat, nu doar din Europa, ci și din lume. Iar pe teritoriul Europei regăsim și cel mai mic stat din lume, acesta este Vatican. A doua parte a lecției este dedicată României și este intitulată România ca stat al Europei. Despre alte aspecte definitorii ale României din punct de vedere fizico-geografic, am mai discutat la întâlnirile noastre trecute. Astăzi vom vorbi, printre altele, despre organizarea administrativ-teritorială a României. Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea, dar în țara noastră mai este încă în vigoare o lege din perioada comunistă, respectiv legea 2 din 1968 privind organizarea administrativ-teritorială. Conform acestea, țara noastră este împărțită în 41 de județe plus municipiul București, care are rang de județ. În imagine putem observa delimitările județelor din țara noastră și, bineînțeles, și regiunea capitalei care, așa cum spuneam, are rang de județ. Câteva dintre uh, județele României, voi încerca să le amintesc pe cele uh, pentru care numele județului nu corespunde cu numele reședinței de județ. În această situație discutăm despre județul Vrancea cu reședința la Focșani, de asemenea despre județul Neamț, cu reședința la Piatra Neamț, județul Mara Mureș, cu reședința la Baia Mare, județul Sălaj, cu reședința la Zalău, județul Bihor, cu reședința la Oradea, județul Cluj, cu reședința la Cluj-Napoca, județul Bistrița-Năsăud, cu reședința la Bistrița, județul Mureș, cu reședința la Târgu Mureș, județul Harghita, cu reședința la Miercurea județul Covasna cu reședința la Sfântul Gheorghe, județul Alba cu reședința la Alba Iulia, județul Hunedoara cu reședința la Deva, județul Timiș cu reședința la Timișoara, mare atenție, județul Cara Severin cu reședința la Reșița, județul Mehedinți cu reședința la Drobeta Turnu Severin, județul Gorj, având orașul Târgu Jiu, drept reședință de județ, județul Dolj, cu reședința sa la Craiova, județul Vâlcea la Râmnicu Vâlcea, județul Olt la Slatina, județul Argeș, reședința acestuia fiind la Pitești, județul Telorman cu reședința la Alexandria, județul Dâmbovița cu reședința la Târgoviște, județul Prahova cu reședința la Ploiești, județul Ialomița cu reședința la Slobozia. Și ar mai fi și județul Ilfov, care are reședința la Buftea, însă majoritatea instituțiilor administrative ale județului se regăsesc pe teritoriul municipiului București. Și așa cum se poate observa, județul Ilfov apare practic ca o zonă de tampon în jurul Bucureștiului, mărginindu-l din toate părțile mai există în țara noastră și o împărțire pe regiuni de dezvoltare. Această împărțire a țării pe regiuni de dezvoltare are la bază tot județele. În imagine se pot observa cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, respectiv regiunea de dezvoltare Nord-Est, regiunea de dezvoltare Sud-Est, Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, de asemenea, regiunea de dezvoltare Sud-Vest-Oltenia, regiunea de dezvoltare Vest, regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Regiunea de dezvoltare Centru. Și ultima, dar nu cea din urmă, regiunea de dezvoltare București Ilfov. Propun să le vedem mai în detaliu. Acestea sunt județele care aparțin regiunii de dezvoltare Sud Muntenia. Putem aminti județele Călărași, Ialomița, Prahova, Dâmbovița, Argeș. Telorman și Giurgiu. După cum putem observa, în mijloc este județul Ilfov, bineînțeles și municipiul București, însă acestea, așa cum am amintit, fac obiectul unei regiuni de dezvoltare distincte. Mai departe, regiunea de dezvoltare sud-est, având în componența sa șase județe, respectiv Buzău, Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea și Constanța, respectiv acesta real din partea de sud-est a țării. Regiunea de dezvoltare nord-est, tot cu șase județe în componența sa, reamintim care sunt acestea, respectiv Bacău, Vaslui, Iași, Neamț, Suceava și Botoșani. Regiunea de dezvoltare centru, de această dată tot cu șase județe, respectiv Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș. Regiunea de dezvoltare nord-vest, tot cu șase județe în componența sa, respectiv județul Bihor, județul Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița Năsăud. Regiunea de dezvoltare vest, având în componența sa următoarele județe, respectiv Hunedoara, Arad, Timiș și Cara Severin. Regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia, cu următoarele județe, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea. Și Așa cum spuneam, regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care apare ca o regiune distinctă în mijlocul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia. Ultima parte a întâlnirii noastre de astăzi este dedicată aplicațiilor pentru examenul de bacalaureat. Înainte de a ne apuca practic de aceste aplicații, haideți să facem un mic exercițiu și să identificăm uh, câteva dintre statele marcate pe hartă cu diverse litere pentru că genul acesta de subiecte cu genul acesta de subiecte vă întâlniți la examenul de bacalaureat. Statul marcat pe hartă cu litera A este Norvegia. Statul marcat pe hartă cu litera B este Belarus statul marcat pe hartă cu litera C, cum bine ați intuit, probabil este Franța. Statul marcat cu litera D este Portugalia. Statul marcat cu litera E este Letonia. Statul marcat cu litera F este Ungaria țară vecină României, în partea de vest. Statul marcat cu litera G este Germania. Mai departe, identificăm și câteva dintre orașele capitală, marcate pe hartă cu numere, de această dată. Orașul 1 este uh, Chișinău, capitala Republicii Moldova. Orașul marcat cu numărul 2 este este Berna, capitala Elveției. Orașul marcat cu numărul 3 este Kiev, capitala Ucrainei. Orașul cu numărul 5 este Varșovia, capitala Poloniei. Orașul cu numărul 6 este Viena, capitala Austriei. Așadar, cu acest scurt antrenament, după acest scurt antrenament, propun să rezolvăm și aplicațiile pe care le-am pregătit pentru astăzi. Nu sunt cu mult diferite față de cele pe care tocmai le-am făcut acum. Și anume, precizați numele statului marcat pe hartă cu litera H. Statul marcat pe hartă cu litera H este Bosnia-Herzegovina. Următoarea cerință sună cam așa, orașul capitală marcat pe hartă cu numărul 4, trebuie să precizăm numele acestuia, este vorba de orașul capitală Tallinn, capitala Estoniei. Examenul de laureat continuă cu un alt gen de subiect, respectiv cu itemii de tip lacunar, unde voi aveți de completat, cu răspunsul corect, o serie de afirmații. Prima afirmație, statul enclavă Vatican este localizat în cadrul orașului marcat pe hartă cu numărul. Este vorba despre orașul cu numărul 12. Știm că statul Vatican apare în cadrul orașului Roma. Fluviul Vistula străbat orașul capitală marcat pe hartă cu numărul. Ne reamintim de lecțiile trecute, în special de lecția cu hidrografia, când am amintit ce fluvii traversează principalele capitale europene. Iar fluviul Vistula traversează orașul capitală marcat cu 5, respectiv capitala Poloniei. Și în fine reprezintă cea mai nordică capitală europeană, orașul marcat pe hartă cu numărul. Este vorba despre orașul marcat cu numărul 13, iar acesta constituie nu doar cea mai nordică capitală europeană, ci și cea mai nordică capitală din lume. Am pregătit o serie de aplicații și pentru uh, România, pentru subiectul 2 și anume precizați numele orașului marcat pe hartă cu numărul 6. Acesta este orașul cu numărul 6, iar el se numește Slobozia, fiind și reședința județului Ialomița. Următoarea aplicație, numele orașului marcat pe hartă cu numărul 3. Identificăm orașul 3, îl observăm la poalele munților Apuseni. Este vorba despre orașul Zalău, reședința județului Sălaj. Scrieți pe foaia de examen răspunsurile care completează afirmațiile de mai jos. Orașul, marcat pe hartă cu numărul 1, este reședința județului numit. Identificăm întâi orașul marcat cu 1, este orașul Drobeta, Turnu Severin, iar județul, cel care practic ni se cere la această aplicație, este Mehedinți. Râul Bega străbate orașul marcat pe hartă cu numărul. Că și despre râurile care străbat reședințele de județ am discutat dățile trecute, tot la lecția dedicată hidrografiei. Puteți consulta uh, lecția inclusiv pe canalul de YouTube Teleșcoala. Iar uh, râul Bega străbate orașul marcat cu numărul 2. Este situat în Podișul Sucevei, orașul marcat pe hartă cu numărul. Acesta este Podișul Sucevei parte componentă a podișului Moldovei, iar orașul situat în podișul Sucevei este orașul marcat cu numărul 5, care este și reședința județului Suceava. Mai departe, propun să facem o scurtă recapitulare și să readucem în discuție câteva dintre râurile care traversează România, și anume râul marcat cu 11. Acesta este Someșul Mic, traversează și orașul Cluj-Napoca. Râul marcat cu numărul 7 este Crișul Alb. Și vă reamintesc ordinea Crișurilor. Crișul Repede, care străbate și orașul Oradea. Crișul Negru și Crișul Alb, cel marcat cu numărul 7. Râul marcat cu 8 este unul dintre cele mai mari râuri din țara noastră, și anume râul Olt. Râul cu 9, în nord-estul țării, este râul Jijia, care dă și numele subunității de relief de aici. Iar râul cu 10 este râul Buzău, care străbate orașul cu același nume. Cam atât am avut să vă povestesc astăzi despre harta politică a Europei și despre România ca stat al Europei. Până la întâlnirile noastre viitoare, vă doresc mult succes, multă inspirație, putere de muncă. Și fiți curioși, așa cum îi stă bine unui geograf. La revedere! Dragi prieteni, lecția de geografie a ajuns la final și vă mulțumim pentru atenție. Puteți relua oricând exercițiul, pentru că lecțiile noastre vă stau la dispoziție pe canalul de YouTube al televiziunii române. Acum este timpul să facem o mică pauză, dar ne întoarcem în câteva minute cu un curs foarte interesant. Între timp, vă invit să ne dați un like și follow pe pagina de Instagram a emisiunii Teleșcoala. Rămâneți pe TVR2. Revenim imediat!